Salut și bine ați venit la episodul 4 din cariera cu Steaua în Liga 1. Astăzi avem derbiul cu FCSB. Iată, ei sunt în campionat uh, sub noi la 3 puncte în sau și un meci în minus, ceea ce înseamnă că o victorie astăzi ar fi foarte importantă. Însă noi am jucat un meci înainte de acesta cu FCSB, un meci cu Hermannstadt al uh, cărui rezultat vă vă vi arăta acum. 4 la 0 a fost uh, scorul final într-un meci pe care l-am dominat în totalitate. N-am avut absolut nicio problemă cu cei de la care au înregistrat 0 șuturi pe poartă în acest meci. Primul gol a venit într-o fază care nu prea anunța neapărat ceva important. Silviu Pan aici prinde un șut extraordinar de la marginea careului. O bombă, absolut o bombă care se duce în, în colțul de sus al porții la Păianjen, cum se zice, aici țără îi pasează foarte bine lui Chirițoiu, care reușește să marcheze, dar a fost un gol ușor, a fost un gol cu poarta practic. Apoi tot Chirițoiu este cel care centrează lui Drăghici și are un șut Drăghici super puternic pe care portarul celor de la Hermaștat nu-l poate opri. Iar aici Chirițoiu mai două o pază de gol, întoarce favorul pentru Cătălin Țără, care șutează și el bine și plasat, iar portarul de la Hermașat nu poate opri acel șut, iar noi plecăm acasă cu cele trei puncte. Acesta va fi și primul 11 în meciul cu cei de la FCSB, cu Bașdarici în poartă, Borța, Marengo, Esculapio, Pelumbi, Drăghici, Ardelean, Pană, Rădăslăvescu, Stancev, în locul lui Chirițoiu, care nu poate să joace astăzi pentru că este împrumutat de la FCSB și nu are drept de joc și partenerul său în atac țără. Mm. Nu știu dacă v-am spus în ultimele meciuri, în ultimul episod, ultimele episoade de fapt, Luca Andronache este accidentat pentru aici încă cel puțin, iată, în 11 zile a fost o accidentare destul de lungă de 3-4 luni și de aceea nu a jucat în ultimele meciuri și cred că asta s-a văzut oarecum în rezultatele noastre pentru că nu a mai scos rezultate atât de de, de bune pentru că atacul nostru n-a mai fost la fel de potent în absența lui însă să sperăm că astăzi împotriva celor de la FCSB vom scoate un rezultat important Luciano Marengo, fundașul central argentinian a dus bă, nimic, la liber iată este din ce în ce mai bun, crește foarte mult și sper ca la finalul sezonului să fie un atu important pentru noi în anii ce vor să vină asta dacă nu cumva primim o ofertă mult prea mare de refuzat și va trebui să-l vindem. Un prim highlight în minutul 12, până acum n-am avut absolut nimic. Reușim să recuperăm bine mingea și acum pană cu o pasă pentru Rădăslăvescu. Foarte liber acolo Rădăslăvescu în flancul stâng. Poate să centreze, o face pentru Cătălin Țără, recetrează pentru Trăghici, 1-0 pentru Steaua în acest derby împotriva celor de la FCSB. Este un gol foarte frumos marcat de echipa noastră, cât de bine au, uh, au combinat acolo țără și Drăghici, atât cât de bine se poziționează Drăghici pentru a relua lovitura de cap a lui țără și avem 1-0. Victoră de aut pentru noi, însă mingea este recuperată de FCSB și apoi o recuperăm și noi foarte bine și repede. Pană pentru țară acum Stancev pentru Rădăslăvescu scapă singur Rădăslăvescu, un lob și este 2 la 0. 2 la 0 pentru noi, ce fază frumoasă făcută de Stancev și Rădăslăvescu acolo care și a păstrat concentrarea foarte bine până la finalul fazei și a reușit să vadă portița aceasta de lob și facem 2 la 0 un un gol foarte important în acest meci. Lanțăru bate lovitura de avut, acum Florinel Coman, înapoi la Panțăru. Centrarea acestuia și Abdullahi reia peste poartă lovitura de cap. Vlad degajează, Esculapio este acolo și câștigă duelul aerian foarte bine. Acum țără pentru Stancev care scapă, Stancev singur cu Vlad și 3 la 0! 3 la 0 pentru Steaua în derbiul cu FCSB ce meci mare reușim să facem. La pauză scorul este 3 la 0 pentru Steaua, 3 șuturi, 3 goluri, un conversion rate foarte bun pentru noi și uh, trebuie să intrăm în repriza a doua la fel de concentrați. Vlad, din nou cu o degajare, acolo Rafael o greșește și Abdullahi șutează, U, ce, ce șut ciudat, ce șut ciudat a Păru mai mult un lob decât un șut. hai să vedem pe, pe reloare, aici sculapio greșește pentru că nu, nu sare la minge și apoi Abdullahi, iată, da, un șut lob, habar n-am, 3-1. Pentru Florinel Coman care scapă și el singur cu portarul nostru, însă, bași, dar aici reușește să apere acest șut slab al lui Coman. Vitra liberă pentru FCSB pe care se pregătește să o bată Iordanov. Șutul acestuia direct în bară și Marengo respinge. Este minutul 75 și vom face câteva schimbări. Stance va, va ieși și va intra în locul său Răzvan Andronic. Nu voi înlocui și pe Pană cu Mălăele și Ștefan Drăghici va fi înlocuit cu Burseli. Trebuie să avem uh, fresh legs, cum se spune. Niciun alt highlight până la finalul meciului și câștigăm cu 3 la 1 împotriva celor de la FCSB, un meci extraordinar făcut de băieți. Bine, un meci foarte bun făcut în prima repriză, dar în repriza a doua fcsb a forțat foarte mult și a reușit să scoată un singur gol, mai cu două mai puțin decât aveam nevoie pentru a scoate un egal. Însă noi luăm cele trei puncte în acest meci foarte importante, mai ales în ideea în care fcsb este sub noi în acest moment și avea și un meci în minus. Am ajuns și la meciul cu Falul Constanța, însă înainte de a trece la acest meci, trebuie să vă arăt rezultatele din meciurile care s-au jucat până acum. Au fost doar două meciuri și primul dintre ele a fost cel împotriva celor de la Buzău, în care am câștigat cu 2 la 1 într-un meci în care, sincer, cele două echipe au fost destul de, de egale. Primul gol a venit dintr-o pasă a lui Bașdarici, fundașul cel de la Buzău a făcut o greșeală imensă acolo și Chirițoiu a scăpat singur și l-a lobat pe portarul celor de la Buzău și astfel am deschis scorul. Apoi Chirițoiu aici îi pasează înapoi lui Radaslavescu, înapoi la pană și șutul acesta din marginea careului se duce în colțul din stânga portarului și scorul se face 2 la 0. Apoi cei de la Buzău pe final au încercat să atace, aici a fost o desincronizare în apărarea noastră și Ciobanu a avut o vizură de cap acolo singur din aproape 6 metri și a marcat, însă scorul la final a rămas tot 2 la 1 și noi am câștigat cele 3 puncte foarte importante. Următorul meci a fost împotriva celor de la Sepsi, care la momentul respectiv erau pe locul 1 în campionat, îi devansase pe cei de la Farul Constanța și din nou a fost un meci destul de echilibrat, de data aceasta într-adevăr s-a terminat egal așa cum, cum ar fi fost corect. În primul, primul gol a venit după o greșeală noastră în defensivă când Vartolomei a scăpat singur și l-a executat pe Bajdarici cu un șut foarte puternic, n-a avut ce să facă portarul nostru la această fază. Iar egalarea a venit undeva în minutul 76, aici Stancev recentrează pentru Cătălin Țără care reia dintr-un semi și duce scorul la 1-1, scoatem un punct foarte important din, din acest meci de la echipa care era în cea mai bună formă la acel moment. Primul 11 în acest meci împotriva celor de la Faro Constanța este următorul. Târnovan nu poartă care revine pentru că Bajdar este accidentat, o accidentare ușoară, dar nu vreau să-l risc. Acum ar putea să ceva Bajdar aici, însă nu vreau să risc să se accidenteze și mai rău. Urmat de Borța, Esculapio Marengo pe Lumbi, Drăghici Ardelean Pană, Stancev ia locul aici lui cu în partea stânga atacului Kirițoiu și uh, Țîră. Evident ce uh, Stanchev joacă în locul lui Rădăslăvescu deoarece Rădăslăvescu nu are drept de joc împotriva uh, echipei uh, mamă Farul Constanța. Un highlight în minutul 29, minge pentru o la Farul care joacă un 4-1-2-1-2, o, o așezare de mai ciudată, așa că nu se bazează foarte mult pe atacul pe flancuri, unde noi suntem mai, uh, mai bine acoperiți acolo și cu funda și stânga și sau dreapta și cu mijlocașul. Iată cât de bine combină cei de la Farul și Florin Pure, ce marchează uh, o fază acolo în care pur și simplu ne-au deschis apărarea. Mm, nu e ok, nu e ok deloc, pentru că am fost scoși din poziții foarte ușor. O fază pentru cei de la Farul Constanța, pure aici care este singur și șutează în bară. Brooks revine. Ethan Brooks revine și marchează primul său gol din acest campionat pentru Faru. 2 la 0 pentru echipa lui Gică Hagi. Și nu, nu arată deloc bine acest meci. Pausa pauză este 2 la 0 și noi n-am avut absolut nicio ocazie importantă. Cei de la Faru conduc pe merit în acest meci cu 2 la 0. Trebuie să încercăm să schimbăm ceva în repriza a doua. Am schimbat puțin tactica, am încercat să aglomerez aici în mijlocul terenului mai mulți oameni ca să încerc să contracarez oarecum superioritatea pe care o are la centrul terenului Faro, însă nu știu dacă o să și reușesc asta. să schimb și pe Marengo care n-a avut un meci foarte bun să sperăm că Ripza doua o să arate mai bine. lumbire pune mingea cum Chirițoiu pentru Cătălin Sără care nu ajunge la cea minge și farul reușește să recupereze repede posesia cum ghiță pentru Brooks, Nicolas Popescu înapoi la Purece, din nou Brooks pasează bine cei de la Constanța de la farul Constanța și atât pe Purece care scapă din nou singur, șutul său este pe lângă poartă Ciobanu pentru Brooks pasă pentru Ganea, Zambi scapă singur și e 3 la 0 Roland Zambi marchează al treilea gol pentru Faru s-a terminat meciul ăsta pentru noi, nu reușim să facem absolut nimic. Se termină meciul 3 la 0, din păcate un meci extraordinar de slab făcut de echipa noastră, Chirițoiu, pe care nu l-am tot înlocuit pentru că nu aveam alt jucător în 21. A trebuit să stea tot meciul, a făcut un meci slab, Borța la fel și el, un meci foarte slab, Drăghici un meci foarte slab, Marengo un meci slab, Bardelean meci slab, unul dintre cei mai importanti jucători ai noștri au făcut un meci foarte slab astăzi și din păcate pierdem cu 3 la 0 împotriva celor de la Faru. Sunt puncte importante pe care nu, le nu reușim să le strângem. Bine, Faru una dintre echipele foarte puternice în campionat, însă trebuie să avem foarte mare grijă pentru că din punct de vedere financiar nu stăm extraordinar și dacă am intrat în play-off ar ajuta foarte mult treaba asta. La finalul acestui episod suntem pe locul 7, după 16 meciuri jucate avem 26 de puncte, multe înfrângeri, avem 6 înfrângeri, puține egaluri în schimb și încă putem să fim devansați totuși pentru că FCSB și Universitatea Craiova au doar 15 meciuri jucate deci am putea cădea încă până pe 10, nu e deloc o situație prea roz pentru noi, partea bună este că suntem destul de departe de locurile retrogradabile chiar până și de locul 13 sunt destul de departe stele la 12 puncte. Deci cred că retrogradarea nu știu dacă ar fi o problemă anul ăsta, dar trebuie să încercăm uh, să scoatem niște bani de undeva și uh, competițiile europene sunt cea mai, uh, cel mai sigur tichet spre o finanțare mai bună. Din punct de vedere al meciurilor pe care le mai avem de jucat, eu o să mă întorc la meciul următor cu Academica Clinceni și apoi returul cu Dinamo București, care înseamnă și ultimul meci înainte de pauza de iarnă, iar apoi în iarnă să facem ceva mișcări de trupe dacă se mai poate și vom încerca să aducem jucători care să crească nivelul echipei. Cam atât din acest episod, eu vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați, coment, like, subscribe, sunt apreciate și până data viitoare vă urez să aveți o zi mișto.